aș vrea să-l omor prima oară. Ai, mamă. E șmecher tu, nu? Ce e asta? Wow, ce urât face! E fantomă, ce... Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din seria asta minunată numită The Between Lands. Seria asta horror care vă place atât de mult. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Afară e noapte și e jale, băieți, adică de fapt cred că acum e ziua, nu e noapte, ha? Cred că acum e ziua, pentru că nu văd niciun mob spawnat și ăla e deschis acolo și când e noapte e ceva mai întuneric, dacă nu mă înșel. Salutare, peștișor, ce mai faci, care mai e viața ta? Ei bine, băieți, de la ultimul episod s-au mai întâmplat câteva chestii, da, câteva chestii minore, s-au mai adunat iteme în inventar, m-am luptat cu un fel de pasăre zburătoare, ceva, nu știu să explic, și am mai făcut rost de iteme, am făcut rost de o chestie de genul ăsta, am văzut că dropează Ball of Sap de la niște lipitori, băieți. M-a prins aici în râul ăsta, în trei episoade, în râul ăsta de aici m-a prins o lipitoare. Nu înțeleg cum s-a spawnat, cum a ajuns acolo, că n-am mai văzut până atunci și nici pe episod cu voi n-am văzut și mă uitam să văd dacă mai sunt lipitori pe aici prin apă, că eu am iluminat situațiunea pe aici prin zonă, uitați, multe torțe și mă gândesc că ar trebui să le văd dacă ar mai fi. Acum nu știu ce să zic, ori mai fi, ori mai fi, m-am mai luptat cu un schelet dintre la, cu un zombie schelet ce-o fi el și am mai făcut de niște oase, dar nu suficient de multe pentru un pickex, ar mai fi trebuit să mai găsesc minim unul pentru un pickex. Da, e jale, suntem cam nasol cu toate pe aici, în schimb putem să facem o parte din armură și cred că asta o să facem pentru că ne mai protejează puțin și e ok să avem o parte din armură și o să o facem din locker skin și o să facem chest plate-ul și cam atât, că nu mai avem de altceva. Am făcut chest plate, hai să vedem cum arătăm. O, bine, zici că-s blindat, ești nebun, n-ai văzut așa ceva. Și astăzi de mâncare, snail flash-ul ăsta, trebuie să-l pun și pe el la prăjit pentru că am mai omorât niște melci. Uite, aici avem cochiliile lor, așa, mădul ăsta, nu știu dacă mai am nevoie, ăsta lasă-l, ăsta nu, mai lăsăm pentru mâncare, astea lasă-le aici când am nevoie, astea nici atât, redwood-ul ăsta poate o să fie nevoie de el mai târziu, că putem să craftăm cu el. Da, hai să punem toate chestiile prin chester pe aici, chiar și ușa asta și toate chestiile, ca să fie treaba bună. Așa. Și eu aș vrea în episodul de astăzi să mergem puțin la minat, dar înainte să merg la minat, mai bag ceva la masă ca să mi se regenereze viața, pentru că am luat ceva bătaie, trebuie să recunosc. Și am mai găsit ceva, băieți, aici, hai că vă arăt imediat ca să nu fie prea nasol. În copacul ăsta, să pun eu după lemn dintre ăsta, pentru că lemnul ăsta îl folosim pentru craftat, am făcut o scară și am găsit ceva aici în copacul ăsta. Acum, da, nu știu ce să zic. E chestia aia de acolo. Nu știu dacă putem să-l ocupi pickaxe-ul. Hai că putem. Am lăsat pentru că mă gândeam că o să fie ceva de capul. Adică bănuiesc că nu e spawnat așa degeaba aici, nu? Chestia asta. Și hai să vedem ce facem cu chestia asta. Ok, deci nu putem face foarte multe chestii. Un fel de quartz din lumea asta, nu? Ok. Ok, putem să facem un shield. Dacă trebuie să găsim o grămadă de chestii de astea ca să putem să facem un shield. Și eu care mă gândeam că vezi că e ceva super important, super șmecher. Dar vezi tu că nu e chiar așa. Ok, nu mai contează de acum. E bine că oricum am lăsat să vedeți și voi pe episod, că în felul ăsta vă dați seama unde le-am găsit și cum se găsesc și chestii de genul ăsta, în caz de încearcă cineva după mine acest modpack și mi se pare interesant sau chestii de genul ăsta. Ok, o să lăsăm astea în chest frumos aici și ar trebui să mai fac rost de încă un pickaxe și cu piatra asta am văzut că nu pot face mare chestie, așa că o să mai folosesc niște lemn dintre ăsta ca să pot face un pickaxe. Parcă așa l-am făcut cu lemnul ăsta, dacă nu mă înșel direct, nu? Nu, cu plencuri. Ok, trebuie să fac cu plencuri atunci. Hai să facem rost de niște plencuri, frumos, și mai facem un pickaxe, că ăsta e jale cu el și poate ar fi inteligent din partea mea să fac și un topor, așa, poate chiar și o lopată, chiar dacă sunt de lemn, sunt utile și e bine să le am în inventar. Am mai făcut rost de niște, de niște ciupercuțe dintre astea și în principiu ar trebui ca aici să fie, na, o gaură și cam atât. Da, tocmai mi-am dat seama că eu nu mai am scări, de aia m-am urcat eu de aici sus înapoi, pentru că nu mai avem scări și trebuia să fac rost de scări și ca să fac scări o să am nevoie de chestiile astea, dar nu mai știu dacă cu astea sau, stai să vedem, leather,
Așa, leather se face cu... Ok, cu astea. Ok, am înțeles acum. De asta m-am dus să le caut, nu mai știam exact de ce le căutam. Și uite, avem nevoie de 27 de bucăți. Puh, e bine, rău, ești nebun. Și uite, păstrăm la noi că în caz de mai avem nevoie după aia să putem să craftăm scările astea. Încercăm să facem ceva pe seria asta. Acum nu știu câte lucruri. Ok, caverns. Oh, caverne, am dat de caverne, băieți, am dat ceva de ceva lemn aici. Nu înțeleg exact dacă e de la copacul de sus. Să mor tu că rădăcinile de la copacul de sus ajung până aici. Du-te, nu te crede. E șmecheră chestia asta, foarte tare. Ok, deci am dat, deci cumva aici ar trebui să fie acum să fie cave-uri. Ha? Acum ar trebui să găsim cave-uri, băieți. Eu zic că am dat de cave-uri, doar că momentan nu văd cave-ul, dar o să-l vedem probabil cândva. Așa, o să pun scări, bam, bam. Ok, nu voiam să fac asta. E mai complicat mod pe cu ăsta decât am crezut. E mișto și când mergi la explorat pe mod pe cu ăsta, dar așa la început e cam plictisitor, dacă mă întrebați pe mine. Totuși eu am dat de cave-uri, dar încă nu am dat de cave-uri. Cum vine treaba asta? În ce direcție ar putea fi cave-ul ăsta de care vorbește joculețul ăsta? A? O fi în altă direcție sau ceva? Că totuși mi-a spus că am intrat într-un cave, dar eu n-am intrat încă într-un cave. Și nici în direcția asta nu este niciun cave momentan. Asta poate fi o problemă, băieți. Poate fi o problemă. Băieți, eu m-am dus așa în jos grav, dar tocmai am trecut de un cave, așa că am săpat în laterale pe aici să văd despre ce e vorba și până la urmă am dat de un cave care e aici. Ei bine, arată groaznic de ciudat. Nu știu ce-s chestiile astea albe. Slicheni, ok. Deci sunt doar licheni și atâta tot. Acum mă gândesc că o să dăm de mobi pe aici, asta e clar. Acum nu știu câți mobi. Și am găsit Sirmorite. Ok, putem să luăm cu pichexul de piatră? Ok, nu putem să luăm cu pichexul de piatră. Ok, deci găsim așa, nu trebuie neapărat să omorâm mobi. Găsim oasele astea, le găsim și așa. Păi hai să facem un pichex din oasele astea, băieți, că e jale, că noi avem din unelte dintre astea de pe timpul preistoric. Ok, și e nasol tare. Bun, păi hai să facem așa, vedem dacă putem să luăm cu aceste unelte, să vedem dacă putem lua Sirmorite-ul ăla. Eu zic că da, că nu văd de ce nu am putea. Uite, facem chestia asta, bam, facem aici 2-4 obiecte frumos, bam, facem un pichex, mamă, cum arată pichexul ăsta. Așa, și hai să vedem dacă putem lua cu ăsta, că momentan nu avem altceva mai bun. Și, așa ne dă, așa da, păi da, așa da. Păi perfect, putem să facem unelte cu genul ăsta de minereu. Dacă dăm pe el U și dăm U pe asta. Păi bine rău, nebunule, fishing rod ăsta. Deci putem să facem shears, cred că e un fel de iron, un fel de iron, cred. Da, uite, e un fel de iron, putem să facem rail-uri, putem să facem, uite, putem să facem și un hammer, un fishing rod, dar nu putem să facem pickaxe din el. Ok, următorul de pickaxe care ar fi atunci? Pickaxe, ok. Deci următorul ar fi ăsta de octane, ok, deci ca să putem să facem, să trecem mai departe la următorul nivel, trebuie să găsim un pickaxe de, să facem, de fapt, să craftăm un pickaxe de octane. Și asta nu știu exact cum o să facem, pentru că nu știu exact unde se găsește, dar cel mai probabil e un minereu de aici, din peșteri. Și e bine să nu fie rău atunci. Ok, am mai găsit dintre ăsta să facem rost de mai multe torțe, băieți, că e jale, nu avem sulfur. Uai de viața mea, ce-o fost aia, băieți? Mamă, dar ce m-am speriat că a dat din spate fraierul. Ok. Trebuie să mă duc să-mi iau... Mamă, trebuie să mă duc să-mi iau itemele, băieți, că am rămas fără. Deci am murit aici, da? Dăm aici teleport direct. Dă-mi... ce e ăsta, fraților? M-a prins aici. Nu mă las, nu mă las. L-am omorât. Dă-mi astea, te rog, dă-mi itemele înapoi, că nebunesc, ești nebun, dă-mi așa. Hai de viață, m-am speriat puțin, trebuie să recunosc. Nu știu ce a fost mobul ăla, probabil scrie pe aici? Nu. Ok, cred că a scris când am murit, probabil, dar nu, n-am fost atent, băieți. Nu știu ce a fost mobul ăla, dar și-a făcut un vânt de acolo cumva, s-a rostogolit și mi-a dat mare damage, ești nebun, că din altă parte nu avea de unde să vină. Și vezi că e puternic rău, noroc de teleportul ăsta, că trebuia să vin tocmai de la naiba, pentru că noi n-avem pat pe seria asta. Și o să... Hai de viața mea, ce mare peștera asta. O să fie greu fără pat momentan. Hai să ne regenerăm full, pentru că nu vrem să
să fie probleme și ar trebui să luminez toată chestia asta, toată, mă refer, toată, că văd că se spawnează în spatele meu mobi și nu îmi place treaba asta. Ok, uite că am mai găsit sulfur, sper să nu mai vină niciunul, mamă, dar ce m-am speriat cu ăsta, ești nebun. A fost așa foarte agresiv, foarte agresiv de început. Hai să mai facem niște torțe. E jale, ești nebun, n-ai văzut așa ceva. E bine că am intrat într-o peșteră de genul ăsta, că găsim foarte mult sulfur și ne folosim și facem foarte multe torțe să iluminăm situația. Că e jale pe seria asta dacă nu avem genul ăsta de torțe, că nu vezi absolut nimic, efectiv. Uite ce-i pe aici. Ok. Mai că devine din ce în ce mai interesant. Mă gândeam, dacă cu astele astea nu mai pot să fac și altceva. În afară de unelte. Ok, shovel. A, putem să facem și armură din astea. Bine, păi de ce n-ai zis așa? Dacă mai găsim, facem și armură, băieți. A, păi e bine atunci, e super ok. Mă gândeam că doar unelte și atâta tot. Dar vezi că putem să facem și armură și am găsit și ăsta, silmorite-ul ăsta, și din el putem să facem armură. Asta înseamnă că în curând o să avem armură full de silmorite dacă o să mai minăm în continuare. Dar văd că s-a cam terminat șmecheria pe aici. Vedem în altă direcție dacă mai găsim ceva. Uite, mai avem aici ceva bucăți. Momentan e primul mob din peșteră, dar mă aștept la chestii mai agresive de atât. Am așa o vagă impresie că o să fie chestii mult mai periculoase de atât. Dar ce să facem? Ne conformăm cu chestia asta, că până la urmă n-avem ce face. Ok, să luăm foarte mult dintre asta, că o să avem nevoie de sulfur grav de tot, băieți, o să fie grav de tot. Așa, bam, bă, dar e mult. Nu mă așteptam, jur. Adică chiar e mult rău. E exact, e ceva cave adânc aici, nu prea e pont. Hai să vedem cum facem pe aici un fel de pod, ceva să trecem fără să murim, dacă se poate, bineînțeles. Ok, ceva de genul, și să mai luăm niște silmorite dintre asta, să facem o armură, să ne batem, să fim mai puternici puțin, că ați văzut ce damage dă ăla rostogolul ăla, ce naibă era piatra aia care se rostogolea și mi-a dat mare damage. Hai de viața mea, se pare că genul ăsta de cave-uri se duc mult. Și când zic mult, zic mult. Da, e bine. O să avem nevoie de foarte multe torțe și o să avem nevoie de foarte mult sulfur ca să putem să facem acele foarte multe torțe, să dăm înainte, băieți, că e jale cu jumare. Mai minez puțin și vedem ce se mai întâmplă. Sunt niște sunete în peșterile astea, de n-ai văzut așa ceva, ești nebun, se aud mob ceva care fac foarte urât. Cu cât coborâm mai jos, se aud de așa foarte, foarte ciudat, să știți, e jale, ești nebun. Chiar e un mod de așa, horror, cred că aș putea spune, sau arată cumva să... A vrut să pară să fie horror, dar oricum mobii de aici sunt diferiți total de Minecraft, adică la modul găsești orice altceva, dar nu chestii de pe Minecraft, băieți. Poate nu dăm de vreun mob gigantic pe aici, un boss ceva, că m-am dus pe copcă. Ok, mergem ușor. Uite că am mai găsit niște oase dintre alea, poate am mai trecut pe lângă ele, nu zic nu, că e vizibil așa foarte puțin. Dar e bine că mai găsesc, că poate facem armură sau ceva, nu știu, vedem. Oricum vreau să-mi fac toate uneltele din oase dintre astea. S-a intersectat cu altă peșteră unde am venit eu. Ok. Este și un fog așa, dacă vedeți, adică nu poți să vezi la mare distanță, chiar și dacă ai iluminat situațiunea. De viața mea, ce mare e cave-ul ăsta, băieți. Ok. E mare rău de tot. Am găsit un bloc nou. Ce e ăsta? Limestone. Și cu limestone-ul ăsta putem să facem ceva sau vrăjeală? E asta de construit, ok. Curma ar fi să ne facem dita mai castelă, băieți, din limestone. Hai de viața mea. Ați dai seama că o să-mi fac ceva la un moment dat, că nu o să stau așa în copacul ăla. Ăla e așa de început, să fie treaba bună. O să-mi construiesc ceva, vă dați seama, ceva șmecher rău de tot, probabil. Cum, nu știu ce să zic. Sunt într-o zonă așa care pare puțin periculoasă. Nu știu acum dacă pot să mă întorc. Pe lângă chestia asta se aud foarte multe sunete ciudate în peșterile astea. Și strâng puțin așa din buci când vine vorba de mersul prin peșterile astea, că nu știu la ce să mă aștept. Totuși e ciudat că am găsit doar un mob până acum. Să mă aștept la ceva mare mai târziu? Uai, dar mare e peștera asta! Uai de capul meu, oricum am rătăcit, să știți, adică nu, noroc că mă bazez pe chestia asta cu... ce-s astea? Ce-s gând aceea? Voi vedeți cum vin gândaci aceștia către mine? Voi îi vedeți sau numai eu îi văd? Ok, mulți gândaci, nu-mi plac gândaci. Uai, s-a urcat pe mine. Hai de viața și de zilele mele, vai de viață, cred că o să mor. Omoare.
Omoare. O, ai de capul și de zilele mele, m-a omorât gândacii, băieți, n-ai văzut așa ceva. M-a omorât gândacii. Oh, da. Da. Și am venit înapoi și tot de ei s-a omorât, adică la modul... N-am scăpat de ei. Cred că s-o mai mor o dată în același loc, băieți. Păi cum mai recuperez eu itemele? Mai recuperez? Hai că le mai recuperez dacă e. Gândaci, nu-mi plac gândaci. Dar de ce mi-au damage în continuu? Că am plecat de lângă ei. Mai sunt 2-3 pe mine, voi vedeți, și încă mi-au damage de la ei. Dar păi, dar cum eu mor? Hai că vin înapoi. Uai, de viața mea ce am fugit, băieți. Am fugit, te rup pământ, ești nebun, mă duc, nu știu unde mă duc. Nu-mi plac gândacii, jur. Oh, ok. Deci se înțeleg că... O, ce ai fulgere, tună, nu știu ce se aude. Se înțeleg că gândacii ăștia probabil sunt cei mai inofensivi din toți mobii pe care aș putea să-i găsesc în peșteri de genul ăsta, că n-a fost chiar atât de rău, am murit. Am murit pentru că nu-s pregătit. La modul nu cel mai pregătit în momentul de față, nici cu nimic aproape. Da, interesant ce pot să zic. Interesant. Am sărit în cap, ești nebun, direct. Ok, am găsit ceva. Cred că am găsit ce trebuia să găsesc, băieți. Ca să pot trece mai departe cu uneltele. Da, e Octane. Bine. Pot să-mi fac un pic ex, O, nu, dar nu, că am găsit, astea. Nu, fac. Mama voastră de gândaci. Găsisem și eu aici frumos niște niște octani dintre ăsta. De fapt ceva mai mult octani dintre ăsta. Și au venit gândaci și mi-au dat la joale. Ești nebun, dar mi-au dat grav, la modul grav de tot. Ai de viața mea, gândaci. Mă uit să văd dacă mai găsesc pe aici, că probabil sunt la un nivel, unde se spawnează octanul ăsta. Adică ar trebui să mai fie bucăți, mă gândesc, sau poate e mai rar ceva, că eu am fost prin peșterile astea grav. Uite acolo. Ok, hai că am găsit. Am găsit mai mult, băieți. Nu, gândaci, stați acolo, vă rog eu, măcar până iau ăsta de aici. Hai că s-a schimbat situația, băieți. Vin gândacii către mine, dar vezi că s-a schimbat situația? Adică aici jos e altfel. Ok, rock bottom. Am ajuns pe fund, băieți, cred. Aha, da. La nivelul ăsta sunt sigur că nu sunt mobi agresivi. Da, da, cum să nu? Și ceva? Eu cred că ar trebui să merg acasă, că e mai bine așa. Uite, dăm teleport frumos, am ajuns acasă, suntem bine. Uite că am găsit ceva. Ok, putem să facem chestii cu chestiile astea de la gândaci. Ok, înseamnă că i-am omorât. Mamă, ce tare sunt. Ești nebun, n-ai văzut așa ceva. Și hai să punem sulfur și băgăm aici frumos niște octani dintre asta la făcut aici, că e jale. E jale cu jumare, ești nebun. Și vrem să facem un pic ex de octani dintre asta. Uite ce mișto arde. Foarte șmecher, foarte șmecher. Afară cum e? E ziua, e ok, nu sunt mobi. E un sunet ceva mai puternic, dar nimic de speriat. Mă interesează foarte mult să fac din acest Silmarite un shears. Cred că cu acel shears putem să luăm musul ăsta de pe aici și să încercăm să facem un pat, să dormim, băieți, că e jale pe cu dormitul, e jale rău. Adică, da, trebuie să dormim, să ne setăm un spawn point pe aici, băieți. Mă uit să văd dacă mai sunt melci, mai omor 2-3 melci pe aici, că mai fac rost de mâncare sau ceva, că așa e greu. Deci nu sunt, e ok, hai să intrăm înapoi. Frumos, am intrat în căsuță, bam, hai să vedem, e gata? 5 bucăți, bun. Și hai să încercăm să facem atunci, nu? Frumos și un pic ex. Oh, ce vorbești, ești nebun? Ce vorbești? Și dacă îmi fac și o sabie, m-am scos, ești nebun, nu mai trebuie oaie de viața mea să vezi, le rup capul cu asta portocalie. Ce bine îmi stă, ce bine arăt, voiam să spun, dar încă nu arăt bine, pentru că momentan nu am făcut nimic ca să arăt bine. Ok, cred că acolo și avem un lacăr de între asta. Acum ești mecher, ia vin un coasă, vedem să-ți dau mare damage cu sabia asta. Mai vii? Acum nu mai vii, că-s pregătit, ești nebun. Le rup capul dacă vin acum, băieți. Mai avem o bucată și după aia băgăm Silmarite dintre asta. Așa, și băgăm Silmarite-ul ăsta să vedem dacă putem să facem chestii cu el. Bun. Ce mai putem să facem cu ăsta? Deci sabie. Uite, putem să facem un scut. Foarte șmecher. Un topor, chestii normale. Infuser. Ok, putem să facem săgeți. Da, chestii foarte interesante. Super tare, super tare. O să-l las în chest. Vă dați seama, nu-l port cu mine că n-are rost. Și vedem dacă mai putem lăsa chestii prin chesturi. Uite că mai aveam oase acolo. Și hai să facem din oasele astea restul de armură cât mai avem. Uite, o să fac o pereche de pantaloni. Și cred că o cască.
Suntem bine, băieți. Este bine momentan. Este bine rău. Cred că ar fi inteligent din partea mea să mai fac un chest, să-l fac puțin mai mare. Cred că ar fi foarte inteligent din partea mea dacă aș face treaba asta. Din ce am făcut, din astea așa frumos. Bam, le punem aici. Bam. Facem un chest să-l dublăm pe ăsta, că e micuț rău și e jale cu el. Și încercăm să mai punem chestiile de prin inventar pe aici. Luăm la noi numai ce avem nevoie să luăm la noi, cum ar fi lemnul și cam atât. Să facem torțe, știi? Pentru asta mai mult. Uite așa frumos, hai să mai facem mai multe torțe să avem la noi. Și ăsta de aici, care oricum e rău să fie acolo. Bam, 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 asta e de mâncare super tare. Bun, avem Sirmorite ingot. Hai să vedem dacă facem un shears din Sirmorite-ul ăsta. Bun, bine. Și să vedem dacă putem să luăm acel mus de pe... Ăsta e mus, nu? Da. Bine, bine, că știu că puteam să facem un bed, dacă nu mă înșel, bed. Frumos. Un pat din mus. A, 3 bucăți cu 3 plencuri. Ok, bun, avem 3 bucăți de 4 chiar. Bine, putem să luăm mai multe, nu știu dacă contează foarte mult. Așa, luăm cu șirzul ăsta, avem 6 acum. Și hai să încercăm să facem un pătut, să dormim și noi, băieți. Nu știu acum dacă putem, pentru că e ziua. Dacă nu o să fie noapte, să putem să facem ziua mult mai ușor, să fie treaba ușoară. Mișto, știi? De chiar vreau să-l pun fix aici, știi? Bă, ce pat am. Ce pat am, ești nebun? Momentan nu pot, că s-a setat spawn-ul, dar e ziua și uite acolo o chestie. Aș vrea să ajung acolo sus, vă dați seama, dar e complicat momentan să ajungem acolo sus, dar vedem pe parcurs, poate ne ducem și noi în direcția aia. Hai să mai facem și noi niște unelte, un topor, ar fi mișto să am din acel... O să fac din Sirmorite. Nu merge, ok, deci nu merge. Atunci facem din ăsta de aici, 3 bucăți, așa, bun, pac, topor, bine. Bine, bine, bine. Și din asta, Redwood Barrel. Avem nevoie de Tar Drip, nu știu ce e asta. Se poate crafta sau trebuie... Ok. Voiam să mă mai uit să văd ce mai găsim din astea. Vreau să fac un fishing rod, dar nu știu de unde fac rozi astea. Probabil le găsesc pe... în lumea asta, gen. Să... Ok, și asta? Ăsta craftez din ceva frunze, rubber ball, care găsesc de unde. Din... Ok, și cu asta cum fac? Redwood Bucket Rubber. Ok, hai să vedem dacă putem să luăm bucket. Păi și cum fac rost de bucket? Se poate face o găleată normală din lemn sau ceva? Cred că am făcut o barcă, băieți, să mor tu. Am făcut o barcă, dar din greșeală am făcut-o, jur. Deci din greșeală am făcut-o. Du-te, nu te cred. Du-te că nu te cred. Uite cum merg cu barca, băieți. Haide, viața mea, haide. Dă-i acolo. Wow, dar avem și animație, băieți. Dar numai că nu știu în ce direcție, cum se controlează. Ai de viața mea. Trebuie să dai stânga-dreapta, băieți, ca să meargă ăsta. Păi și... Ai de viața mea. Deci e ca în realitate, jur. Hai, dă-i cu amândouă, dă-i cu amândouă. Dă-i. Deci cu A și D controlez barca și merge înainte și înapoi. Oh, e ca în realitate, ești nebun, foarte șmecher. Foarte, foarte tare. Mișto rău, jur, mișto rău. Pot să mai iau chestii cu asta? Ah, uite, pot să iau orice chestie aproape. Păi înseamnă că mai erau niște plante pe aici. Le pot lua plantele alea dacă am această chestie. Era o plantă ceva cu roșu. Ce? De la ce mi-au damage? Am luat o plantă dintre asta în bot și cred că de aia. Ce e asta? S-a stins torța? Cum naiba s-a stins? Încă una. Mamă, și cum le reaprind astea? Trebuie puse să se... Se sting torțele, băieți. Deci eu degeaba am pus pe lume o grămadă de torțe. O grămadă, gen, am pus o grămadă de torțe, jur. Și ele s-au stins, băieți. Și dacă mă mai duc în cave-uri, chiar dacă am fost pe acolo, s-ar putea să nu mai știu că am fost pe acolo, pentru că ele se sting. Asta nu cred că poate fi de bine neapărat. Uite că am luat planta asta, nu știu exact ce o să fac cu ea. În compost, bine, ok, putem să facem rost de compost. Da, interesant. Bun, cam atât cu episodul de astăzi. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri. Și am făcut câteva chestii mișto în episodul de astăzi, eu așa zic. Cam atât, v-am țucat, pa!